pe ei și pe toți eroii neamului. Nu-i vom uita niciodată. Memoria românilor, Ecaterina Teodoroiu, rămâne probabil cel mai cunoscut nume al primului război mondial. Prezența sa proeminentă în Panteonul Național, alături de figura luminoasă a reginei Maria, arată că marele război marchează și o schimbare profundă a societății, care va primi expresia instituțională prin Constituția din 1923. Punea jurământul militar în timpul primului război mondial. La umăr! An! Spre jurământ! Pentru jurământ înainte! Rostiți după mine! În numele lui Dumnezeu Atotputernicul! În numele lui Dumnezeu Atotputernicul! Jur! Jur! Credință regelui nostru Ferdinand I! Credință regelui nostru Ferdinand I! Supunere legilor țării! Supunere legilor țării! Tot astăzi au fost marcați și cei 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Momentul a fost marcat și în discursul președintelui. El nu a ratat momentul de a citi unul dintre aforismele titanului de la Hobița. Tot în 2016 s-au împlinit 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Prin capodopera sa, Brâncuș ne-a demonstrat că șansa societății românești stă și în integrarea potențialului ei creativ în Europa și în lume. Brâncuș ne transmite peste ani că pentru a împlini marile idealuri ale națiunii noastre, trebuie să depășim nu atât dificultățile obiective, cât mai ales factorii subiectivi, mentalitățile și să ne asumăm pe deplin valorile. Citez: lucrurile nu sunt greu de făcut. Ceea ce este cu adevărat greu este de a ne pune în starea de a le face. Închei citat. Pentru a vedea unde a copilărit Brâncuș, Iohannis a fost invitat să viziteze Casa Muzeu Constantin Brâncuș de la Tismana. În programul președintelui în Gorj au mai fost vizitarea Muzeului Tezaurului de la Tismana și o întâlnire cu sindicaliștii din cadrul Complexului Energetic Oltenia. La Târgu Jiu au mai ajuns vicepremierul Constantin Borc și prim-ministrul Dacian Cioloș. Vă chem astfel să vă gândiți la Brâncuș, nu ca la un obiectiv care să ne îndepărteze de dezideratele noastre legitime, ci ca la un mare pas care ne apropie mai mult de realizarea lor. Doresc totodată să menționez că Franța a contribuit imens nu doar la cunoașterea și promovarea geniului brâncușian. Misiunea militară franceză condusă de generalul Berthelot este un moment de intervenție providențială în războiul dus de români. Este o onoare deosebită pentru noi prezența dumneavoastră azi în Gorj, în acest spațiu sacru al artei moderne, universale, aici, lângă coloana brâncușiană. La plecare, președintele a oferit mai multe autografe gorjenilor care au venit la coloana fără sfârșit special pentru el și a făcut fotografii.